O să începem cu Vlad Epstein pentru câteva cuvinte. Ceremonia de deschidere va fi scurtă. Nu o să reținem foarte mult timp atenția ascultătorilor noștri. Vlad Epstein, câteva cuvinte despre această ediție, apoi domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul municipiului Timișoara, pentru a își face datoria de președinte de onoare. Și emoționate de întâlnirea cu publicul timișorean. Am încercat să realizăm același târg interactiv în publicul, publicului decide în incinta acestui târg. Vedetele noastre pentru 5 zile sunt scriitorii, graficienii, poeții, editorii, autorii, și să nu uităm și de tinerii care citesc, e vorba de concursul de lectură pentru cei tineri și de olimpicii din area de acoperire a Radio Timișoara, Radio România Timișoara, olimpici cu premii internaționale la activ. Ei sunt vedetele noastre pentru 5 zile. Ce pot să spun decât că sunt convins că și de data asta publicul din Timișoara va onora cum trebuie această întâlnire. O să ignorăm unele lucruri care țin de vreme. De data asta e prea cald. Asta este micul nostru sacrificiu pe altarul industriei de carte din România. Vă mulțumesc și vă aștept la tine. Și acum domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul municipiului Timișoara, care, pe lângă faptul că este președinte de onoare al Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, este și un iubitor de carte. Vă mulțumesc, bun găsit tuturor. Sunt astăzi într-o postură onorantă în calitate de președinte de onoare. Nu mă așteptam la atâta cinstire, dar am răspuns cu plăcere din două motive. Odată sunt un iubitor de carte și Târgul Gaudeamus la 8-a ediție
a intrat deja în tradiția orașului și mă bucur pentru că este o ofertă de calitate pentru cei care iubesc artea și, bineînțeles, nu puteam să refuz nici invitația Radioului Timișoara, organizator la această manifestație, câte vreme să nu uităm că Radio Timișoara împlinește, dacă nu înșel, 57 de ani în aceste zile. Și ca atare trebuia să fiu aici. Mă bucur că sunt aici, este într-adevăr foarte cald, dar niciodată nu puteam fi perfect. În alți ani era ploaie și vânt, acum e căldură. Cred că e mai bine totuși să fie mai cald și nu mă îndoiesc că și prezența multor timișoreni va mai încălzi atmosfera. De aceea, încă o dată, felicitări organizatorilor, felicitări celor care au pregătit acest târg, felicitări Radio Timișoara și îmi permit să declar deschisă cea de 8-a ediție a Târgului Gaudeamus și să vă invit să onorați cu prezența dumneavoastră această manifestare. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Gheorghe Ciuhandu, primarul municipiului Timișoara, și-a făcut datoria de președinte de onoare declarând deschisă această 8-a ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România. Încă o dată repet invitația de a-i trece pragul și mulțumim de aici, din Piața Operei, Piața Victoriei, de unde ați ascultat în direct ceremonia de deschidere a Târgului de Carte Gaudeamus pentru câteva zile prezent în Timișoara.